Și anul acesta, Agenția Ștețeană de Ocupare a Forței de Muncă Neamț a organizat concomitent în cele 3 zone ale județului Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț tradiționala bursă generală a locurilor de muncă. La Roman, din 126 de agenți economici invitați, s-au prezentat la bursă 40, cu o ofertă de muncă variată și consistentă. Da, bursa locurilor de muncă este principalul eveniment anual pe care îl organizează Agenția de Ocupare a Forței de Muncă. În acest an sperăm să avem o bursă bogată. Am invitat 120 de agenți economici, din care au confirmat până în acest moment 45 de agenți. Sperăm poate pe parcursul bursei să mai apară și alți reprezentanți din rândul agenților invitați. De asemenea, am chemat la bursă 400 din șomerii care sunt în evidențele noastre, dar pot participa la fel orice persoană care caută un loc de muncă este binevenită la noi la bursă. Oferta este consistentă de locuri de muncă vacante, chiar peste așteptări. Avem 301 locuri de muncă vacante, dar chiar și acum un agent economic a apărut cu câteva locuri, deci cifrele vor fi probabil mai mari de atât. Și domeniul industrial a fost anul acesta ofertant din punct de vedere al locurilor de muncă cu care angajatorii au venit la bursă, cum de altfel, la fel a fost și cel al construcțiilor. Avem 123 de locuri de muncă în domeniul industrial, aici confecționări textile, necalificați în confecții, tehnician industrie alimentară, mecanici întreținere și reparații, muncitor producție, șef de pozit, montator, tâmplar universal, șlefuitor, vopsitor, tâmplărie, automăcaragiu. În construcții, fiind sezonul acum în care a început în plin activitatea în construcție, avem 62 de locuri de muncă vacante, zidar, tencuitor, zugrav, faianțar, fierar betoniști, dulgheri, finisori, sudori, muncitori necalificați în construcții, buldozeriști, excavatoriști. Oferte suficiente de locuri de muncă au fost și în domeniul serviciilor, dar și a altor meserii căutate pe piața muncii. De asemenea, în servicii, domeniu care are o dinamică deosebită, brutari, cofetari, patiseri, barmani, bucătari, lucrători în bucătărie, ajutori de bucătari, ajutori de ospătari, recepționer, hotel, manicurist, frizer. De asemenea, mai avem locuri de muncă de șoferi, diferite domenii, mecanici auto, vulcanizatori și spălători vehicule. Salariații Agenției de Ocupare a Forței de Muncă Neamț organizează periodic acțiuni de consiliere a șomerilor pentru a ajuta să-și găsească un loc de muncă și a-i scoate din starea de pasivitate, fiind monitorizați continuu. Avem o evidență cu șomerii chemați la bursă și cum intră, îi bifăm faptul că sunt prezenți, de asemenea și urmărim astfel încât să aibă o prezență activă în cadrul bursei, să vedem că caută, că participă la interviu, nu numai să treacă așa pe la mese, să uite ca la o plimbare să plece. Sperăm să fie ok din punctul ăsta de vedere. Sigur, în afară de faptul că ei au datoria să caute activ un loc de muncă, noi încercăm chiar să-i scoatem din această stare de pasivizare, să zicem uneori. Dacă nu-ți găsești mai mult timp un loc de muncă, încep să fii un pic, să nu mai fii așa activ pe piață, dar noi, deci prin măsurile de consiliere profesională, anumite acțiuni de informare pe piața muncii, încercăm să-i dinamizăm astfel încât să caute activ un loc de muncă. La fel, același lucru pe palierul elevilor care vin pentru prima oară, să zic, pe piața muncii și care la fel poate nu au toate abilitățile necesare de a căuta un loc de muncă. Angajatorii își pun mari speranțe că vor găsi persoane dornice de muncă. Am mai participat și în anii trecuți și chiar am găsit câteva persoane dornice de muncă. La noi personal este tânăr și mulți aleg să plece și în străinătate să-și încerce norocul și acolo, așa că avem permanent nevoie să ne reîmprospătăm forța de muncă și căutăm și aici. Am văzut că sunt foarte mulți tineri afară, îi așteptăm. Sperăm să vrea să muncească, să învețe o meserie, să fie bine. Noi suntem restaurant cu livrare la domiciliu și sperăm să găsim, chiar sper să găsesc personal, am nevoie. Data asta chiar am nevoie și am nevoie de oameni tineri, dornici de muncă, dorniți să învețe o meserie, să lucreze într-un colectiv tânăr și oameni binevoitori, zic eu. Din păcate, printre șomeri s-au regăsit și din cei care habar nu aveau de ce au fost trimiși acolo. Dar nu mi-a dat trimitere aici. De unde ești, madame? De la Volpășaști. Așa, și ce cauți? M-a trimis aici, uitați-vă că nu uitați-vă și nu am dat. Bun, dar ce cauți? Ce loc de muncă cauți? Da, dacă m-a trimis eu știu ce să zic. De la forțe de muncă. La forțe de muncă? Da. Și sper să găsești un loc de muncă? Da, am și tij la Chișare, am și ușurub. La Roman au trecut prin fața angajatorilor căutându-și o slujbă un număr de 365 de șomeri. La nivelul județului, în toate cele 3 centre zonale au fost angajate pe loc 80 de persoane, alte 338 fiind selectate pentru susținerea probei de lucru. Abia peste o lună se va cunoaște bilanțul final al bursei de anul acesta.